Ținta este în vizor. Ei trăiesc în trecut. Tu nu le-ai amorsat. Nu se pot lupta cu inevitabilul. Nu știu cu cine se pun. Inițiez scanarea pentru a depista pericole. Nu e niciunul. Armele lor sunt cam învechite. Nu mai avem timp. Amorsat. Armele sunt supraîncălzite. Viitorul e mai degrabă un plan de rezervă. Istoria nu aparține nimănui. Viitorul e arbitrar. Nu clipi. Am descoperit și mai mult timp. Va fi memorabil. Pentru mine. Fă cunoștință cu viitorul. Dintre toate călătoriile, cele în timp îmi plac cel mai mult. Asta înseamnă să fii arheolog. Nimic nu mă poate surprinde. Doar sunt om de știință. Nu te învață așa ceva la școală. Așa se face cercetare pe teren. Sună periculos. Mă bag. E timpul să-i săpăm un pic. Te provoc la un duel în timp și spațiu. Ce-ai zice să-ți vezi viitorul? Trecutul lasă urme adânci. Da, tot ce fac e pentru știință. Viitorul doare, nu-i așa? Întâi sari, pe urmă pui întrebări. Ce-mi place mirosul de cronotransferuri dimineața. Spațiul și timpul sunt ușor de manevrat. Așa, m-ai găsit. Felicitări. Ah, presupun că și tu ești geniu. Ce retro. Îmi iau și eu ceva de aici. N-arată rău. Mă gândeam să probez ceva. Să-mi cumpăr și eu niște suveniruri dacă tot sunt aici. În muzeu? Mai degrabă la mine, în buzunar. Un pic de noroc și niște glorie. Merge. Reticule avansate de cercetare. Mișto. Iată, uite cine e aici. O să ne distrăm. Sisteme unde de foc active. Să trecem la treabă. Pare un loc bun. Hai să rescriem câteva cărți de istorie. Sisteme unde de foc active. Verifică-le, te rog. Toate sistemele operaționale. Hey, Pearl, verifică sistemul. Toate sistemele operaționale. Wow, a fost mult mai ușor decât să omor dinozaurii ăia. Cum, nu mai țineți minte dinozaurii? Ah, da, normal că nu-i mai țineți minte. Nu-mi ziceți care sunt șansele. Vă rog, nu vă înghesuiți să-mi mulțumiți. Mai că aș vrea să mă întorc în timp să o mai fac o dată. Lasă că vă arăt eu cum se procedează. Sisteme dezactivate. Ah, o secundă. Nimeni nu mai e ca... Sisteme dezactivate. Hei, stai, nu? Ah, nu-i mișto. Dispersia temporală doare indiferent de eră. Norocul ține cu cei aventuroși. Scuze, prietene, n-am nimic cu tine. Sper că știi ce te așteaptă, pentru că eu eram sigur. Un sfat, ideea e să nu mori. Degeaba te lupți, viitorul se întâmplă oricum. Călătoriile cronodimensionale nu sunt pentru toată lumea. Îmi mulțumești data viitoare, sau data trecută. Măcar ai încercat. Ce pot să spun când sunt așa de bun? Timpul e o structură, eu fac doar niște mici renovări. Nu încercați așa ceva acasă. Ce întrebări stupide îmi pune lumea. E un cristal temporal magic, dă! Te învăț eu cum e cu teoria relativității. Toată lumea mă invidiază, m-am obișnuit cu asta. Aici sunt spațiul și timpul meu. Se pare că viitorul tău e de partea mea. Ne vedem mai târziu. Glumeam. Viitorul tău este... inexistent. Mi-a plăcut. Hai încă o dată. Momentul potrivit chiar e totul. Sper că a văzut cineva schema asta. Eu n-am cum să ratez. Nu există manual pentru chestii de-astea. Îi fac praf dintr-o singură lovitură. Tu du-te înapoi în viitor. Trăiește și tu clipa, doar nu aici. Azi nu ți-a ieșit, puștule. Nu e loc pentru amândoi. Ah, nu altă buclă temporală. Urăsc paradoxurile. Oriunde și oricând aș fi, tot șmecher sunt. Îmi aduce aminte de câinele meu. Ce l-am mai iubit. Victoria aparține celor care controlează trecutul. A fost incredibil, chiar și pentru un tip fenomenal ca mine. Așa da. Obstacolele tind să se năruie în preajma mea. Ce ușor a fost. Nu mai e cale de întoarcere. Toate sistemele sunt pregătite. Sună apocaliptic. Mă bag. Le-am luat-o înainte cu secole. Care-i locația lor? Dă-mi coordonatele. O soartă întunecată, Prea ușor. Ezreal, ai nevoie de o hartă? Nu. Îmi decid singur viitorul. O soartă întunecată, E mai degrabă un stat polițienesc totalitar. Știu unde merg. Nu știu exact când. Să călătorim. Mă duc oriunde e rost de aventură. Înainte sau înapoi? Trecutul e terenul meu de joacă. Am mers în viitor ca să văd dacă sunt la fel de tare. Sunt. Pericole, mistere, mesaje ascunse, nimic nou. Dacă aș respecta regulile, nu m-aș mai distra deloc. Nu vreau să mai ascult de legi. Când trecutul îți e răpit de viitor, trebuie să-l recuperezi. Călătoria în timp e doar o chestiune de inginerie. Viitorul poate fi rescris. Adun aceleași clipe și lucruri, iar și iar. Timpul e un teren de joacă, dacă știi ce să faci. Ai văzut înapoi în viitor? Am tot timpul din lume.
N-am nimic împotrivă să trăiesc în trecut. Viitorul nu mă poate opri. Am timp, dar nu de pierdut. Trecutul trebuie păstrat, dar mai întâi trebuie găsit. Nu ratez nicio lovitură de îndemânare. Hai, ține pasul! Am nevoie doar de talent și de un pic de noroc. Când improvizezi, nimeni nu știe la ce să se aștepte. Toți se pierd. Eu nu. Armez sistemele temporale de luptă. Redirecționez puterea către arme. Exploziile de energie, gâdile un pic. Armele sunt funcționale. Atacă oricând. Viitorul ne aparține. Cum vei repara timpul, Ezreal? Un efect secundar al călătoriei în timp e că acționezi înainte să gândești. Sisteme actualizate. Puterea e aproape la capacitate maximă. Tunul undei de foc e la putere maximă. Actualizarea armurii undei de foc e finalizată. Toate sistemele sunt complet încărcate. Activezi teleportarea. Coordonate stabilite. Locație confirmată. Transport inițiat. Teleportare activată. Nu înțeleg ce este adevăratul talent. Vrei să caut pe Chrononet? Subfuncție comică dezactivată. Scanez după forme de viață. Am detectat o dereglare temporală. Tu erai Ezreal. Viitorul devine instabil. Bucla temporală se va închide în 3, 2, 1. Toate sistemele sunt pregătite. Aștept comanda. Părăsim zona. Retragere. Revenire în bază. Iei o pauză, Ezreal? Mod de teleportare activ. Portal unde de foc deschis. Tortul pare să fie în altă axă temporală. Unda de foc din nou activă. Reinițializez sistemele undei de foc. Sisteme unda de foc reactivate. Buclă temporală stabilizată. Transfer ocult activat. Lovitură mistică amorsată. Rafală de proiectile încărcată. Flux de substanță pregătit. Ia să explorez alte ere. Timpul e de partea mea. Trăiești doar odată. Dacă știi ce faci, e suficient. Dacă ți se închide o ușă în nas, deschide un portal. Dacă nu revin în jumătate de minut, mai așteptați un pic. Îi voi lovi în continuum. Înapoi în viitor. Nu scapa așa ușor de mine. Ia să testăm sistemele. Arși, reactorul ăla termic cam frige. De ce să regreți trecutul când îl poți schimba? Aștept revanșa temporală. Yuhuu! Mă bucur că m-am întors. Ok, încă o dată. Ce zice scannerul despre puterea lor? Niciun inamic găsit cu nivel de putere peste 9000. Mă gândeam eu. Am tot timpul la dispoziție. Hai să te văd. Nu, tu ești depășită. Șterge-o, puștule. Vrei să o luăm de la capăt? Zim. Știam că o să spui asta. Da, da, știu. Toată lumea vrea să mă prindă. Ce-mi place. Hartă? Ne. Punct de protecție cronologică? Evident. Fii cu ochii în patru. Nu e o hartă, jur.